Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost depuse 341 de contestații la notele la limba și literatura română și 293 la matematică. Rata de participare la evaluarea națională a absolvenților de clasa A8-a a fost de 94,8% în județul Suceava. Din cei 4.730 de candidați prezenți la ambele probe, 3.786 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adică 80,04%. Trei dintre aceștia încheind examenul cu media generală 10. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, pe 4 iulie.